Bună dimineața, bună ziua sau bună seara după caz pentru momentul la care veți asculta această carte, dragi prieteni! Cu voi este Gabriela și astăzi vă invit să citim împreună prima parte din cartea cu numele Megrese în furie de George Simenon. Întâi de toate vreau să vă mulțumesc pentru minunatele mesaje pe care mi le trimiteți în fiecare zi. Vreau să vă invit să vă abonați la canal în cazul în care nu ați făcut-o deja. Eventual un like, un share la această povestire, și bineînțeles, dacă cumva sunteți interesați și de alt tip de conținut, puteți să vizitați și al doilea canal pe care l-am deschis, unde veți găsi cazuri reale de crime și tot felul de întâmplări din istorie mai îndepărtată sau mai apropiată, tot felul de scamuri financiare și așa mai departe. Acestea fiind spuse. Haideți să începem! Capitolul 1. Bătrâna din grădină Doamna Megre, care curăța mazăre în umbra dogoritoare unde albastrul șorțului său și verdele păstăilor formau pete somtuoase, doamna Megre, ale cărei mâini nu stăteau o clipă, nici măcar la ceasurile două ale după amiezii din cea mai fierbinte zi a unui august canicular, doamna Megre, așadar, care își supraveghea soțul ca pe un prunc, spuse, Pun prin soare ca ai să te ridici!" Totuși, șezlongul în care stătea tolănit megre nu trosnise. Fostul comisar de la poliția judiciară nici măcar nu oftase cât de cât. Pe semne că, știindu-l foarte bine, văzuse un freamăt abia perceptibil pe fața lui licărind de sudoare, că era adevărat că voia să se ridice, dar, dintr-un fel de teamă că va fi judecat, își impuse să rămână în aceeași poziție. Era a doua vară de când megre se pensionase, pe care o petrecea în casa lor din mângsor luar. Nu trecuse un sfert de oră de când se întinsese cu mare satisfacție în șezlongul confortabil, trăgând omul din pipă. Răcoarea din jurul lui era cu atât mai prețioasă, cu cât, la nici doi metri de el, dincolo de hotarul dintre umbră și soare, începea dogoarea zumzăind de muște. Boabele de mazăre cădeau într-un ritm regulat în ligheanul emailat. Doamna Megre, cu genunchii depărtați, își umpluse șorțul, iar alături de ea se aflau două coșuri mari cu mazăre, culeasă dimineață, pentru a fi pusă la conservat. Aici, la țară, Megre prefera locul unde se aflau acum, un loc ce nu avea nume, un fel de curte între bucătărie și grădină, dar o curte în partea acoperită pe care o mobilaseră treptat, astfel încât instalaseră o mașină de gătit, un bufet și luau acolo masa de cele mai multe ori. Semăna puțin cu un patio spaniol, și pe jos erau dale roșii care conferau umbrei o calitate cu totul specială. Megre rezistă cinci minute, poate puțin mai mult, privind printre ploapele pe jumătate lăsate grădina de Zarzavat, care părea că fumegă sub soarele arzător. Apoi, lăsând deoparte orice teamă că va fi judecat, se ridică. Ce vrei să mai faci? În intimitatea conjugală, Megre lua cu ușurință aerul unui copil bosunflat prins cu mâța în sac. Sunt sigur că vinetele încă spline de gândași de Colorado, mormăi el, și asta din cauza salatelor tale. Acest mic război al salatelor dura de o lună, deoarece exista loc liber între radu răsadurile de vinete. Într-o seară, doamna Megre răsădise salată. E destul loc, spuse ea. Pe moment, Megre nu protestase. Nu se gândise că gândacilor de Colorado le plac și mai mult frunzele de vinete decât cele de cartofi din cauza salatelor, acum nu mai puteau fi stropite. Și Megre, de zece ori pe zi, așa cum făcea și acum, pe cap cu imensa, imensa lui pălărie de pai, se apleca peste frunzele de un verde palid, pe care le răsucea încetişor ca să culeagă gândacii vărgați. Îi ținea în mâna stângă până se umplea și cu o mutră ursuză se ducea să-i zvârle în foc, aruncând o privire plină de reproș sale. Dacă n-ai fi răsădit salată!" Adevărul era că de când se pensionase, aceasta nu-l văzuse niciodată, stând o oră întreagă în faimosul lui Șezlong, pe care l-a dusese triumfător de la bazarul primăriei, jurând că în el va face niște sieste memorabile. Stătea acolo, cu picioarele goale în saboții de lemn, în pantalon de pânză albastră care îi lunecau pe șolduri, formând un fel de fund de elefant și cu o cămașă țărănească cu mici desene complicate descheiată la piept. Megre a auzit zgomotul ceconelului de la intrare răsunând în încăperile pustii și umbroase ale casei ca un clopot într-o mănăstire. Cineva bătea la poartă, iar doamna Megre, ca întotdeauna când apărea o vizită neprevăzută, începea să se piardă cu firea. Îl privi de departe, vând parcă să-i ceară sfatul. Apoi își ridică șorțul care luă forma unui buzunar mare, se întrebă unde să răstoarne mazărea și, în sfârșit, desfăcu băierile șorțului pentru că niciodată nu s-ar fi dus să deschidă într-o astfel de ținută. Bătăile în poartă se repetară cu insistență, ba chiar ai fi zis cu un fel de furie. Megrea avut impresia că percepea duduitul ușor al unui motor de mașină. Își continuă treaba, a plecat deasupra răsadurilor de vinete, în timp ce soția lui își aranja părul înspicat în fața unei oglinjoare. Abia apucase să dispară în umbra casei, că o portiță se deschise în zidul grădinii. Portița verde care dădea în străduță, pe unde intrau doar apropiații lor. Megre văzu o bătrână în doliu, atât de țeapănă, de severă, dar și atât de comică în același timp, încât avea să-și amintească multă vreme apariția ei. Rămase nemișcată doar o clipă, după care cu un pas hotărât, alert, care nu se potrivea cu vârsta ei înaintată, se îndreptă direct spre Megre. Auzi, servitorule, să nu-mi spui că stăpânul nu e acasă, am avut grijă să mă informez. Era înaltă și slabă, cu o față plină de riduri, pe care sudoarea diluase un strat gros de pudră. Dar cel mai multe frapau ochii de un negru intens, extraordinar de vioi. du imediat și spune că Bernadeta Morel a făcut o sută de kilometri ca să-i vorbească. Probabil că nu avusese răbdare să aștepte în fața porții încuiate. Ea nu accepta așa ceva. După cum spuse, se întrebase vecinii și nu se lăsase impresionată de obloanele trase ale casei. Cineva indicase oare portița care tădea în grădină? Nu neapărat. Era în stare să o descopere și singură. Și acum pășea spre curtea umbrită unde doamna Megre și făcuse din nou apariția. Vreți să-i spuneți comisarului Megre?" Doamna Megre nu înțelegea. Soțul ei venea cu pași grei în urma străinei cu o privire ușor amuzată. Vă rog, intrați!" I se adresă el. Un prins oare că-și face siesta? Tot așa de grasie? Îl cunoașteți bine? ce spasă! Du-te și anunță-l că a venit Bernadette Amorel, restul nu te privește." Apoi se răzgândi, scotocim poșetă, un model vechi din velură neagră, cu închizătoare din argint, așa cum se vindeau pe la 1900. Ține!" spuse ea, întinzându-i o bagnotă. Îmi cer scuze că nu pot să primesc doamna Amorel, dar eu sunt fostul comisar Megre." Bătrâna a avut atunci o replică memorabilă care avea să devină un fel de tradiție în casă. privindu de jos în sus, de la saboți până la părul în dezordine, pentru că își scosese pălăria de pai, spuse, Cum vreți?" Biata, doamnă Megre, degeaba îi făcea semne soțului ei, acesta nu băga de seamă. Gesturile ei, care se doreau discrete, însemnau. Dar condu în salon, așa se primesc oamenii, într-o curte care servește ca bucătărie și ca multe altele dar doamna Amorel se instalase într-un mic fotoliu din răchită și se simțea foarte bine. Remarcând agitația doamnei Megrei, se adresa agasată. Dă-i pace odată domnului comisar!" Puțin ar mai Filipsi să o roage pe doamna Megre să plece, ceea ce aceasta și făcut de altfel, deoarece nu îndrăznea să-și continue treaba în prezența vizitatoarei și se simțea foarte stânjenită. Vă este cunoscut numele meu, nu-i așa, domnule comisar? Amorel, cariere de nisip și remorchere? Da, Amorel și Campoa. Făcuse pe vremuri o anchetă pe Valea Senei, în amonte de Paris și văzuse trecând toată ziua șiruri de embarcațiuni purtând triunghiul verde al societății Amorel și Campoa. În insula Saint când încă mai era la poliția judiciară, îi se întâmpla deseori să zărească birourile Amorel și Campoa, proprietari de cariere și armatori. N-am timp de pierdut și trebuie să mă înțelegeți. Mai devreme am profitat că ginerele și fica mea erau la familia Malic, ca să-i spun lui François să pornească vechiul Renault. Nu bănuiesc nimic. Probabil că nu se vor întoarce până din înțelegeți? Nu, da. În ultimă instanță înțelegea că bătrâna plecase pe furiș fără știrea familiei. Jur că dacă ar ști că sunt aici... Dar de unde veniți? De la Orsen, evident. Așa cum o regina franței ar fi zis. De la Versailles. Oare nu știa toată lumea, nu trebuia să știe toată lumea că Bernadette Morel de la Amorel și Campoa locuia la Orsen, un cătun de pe malul Senei între Corbei și pădurea Fontainebleau? Nu e cazul să vă uitați la mine ca și cum m-ați crede nebună. Probabil că vor încerca să vă facă să credeți asta, dar jur că nu -i adevărat. Mi e adevărat. Mi-e permis să vă întreb ce vârstă aveți? Da, tinere! Pe 7 septembrie voi împlini 82 de ani, dar toți dinții pe care i-am în gură sunt ai mei dacă la asta vă uitați. Și probabil că voi mai îngropa câțiva. În deosebe aș fi tare fericită să-mi îngrop ginerele. Nu vreți să beți ceva? Un pahar cu apă rece dacă aveți. Comisarul o servi chiar el. La ce oră ați plecat de la Orsen? La 11 și jumătate imediat după ei. Îl anunțasem pe François. François e ajutorul grădinarului un băiat de ispravă. Eu am ajutat-o pe maică sa să-l nască. Nimeni din casă nu bănuiește că știe să conducă un automobil. Într-o noapte când nu puteam să dorm și trebuie să vă spun, domnule comisar, că nu dorm niciodată. Am descoperit că încerca la lumina lunii să pornească vechiul Renault. Vă interesează ce vă spun? Foarte mult. Mă așteptam. Vechiul Renault, care nici măcar nu era în garaj, ci în graj, e o limuzină de pe vremea răposatului meu soț. El a murit acum 20 de ani, așa că puteți să faceți socoteala. Ei bine, acest băiat nu știu cum a reușit să o facă să funcționeze și noaptea se distra plimbându-se cu ea pe drum. El v-a adus, mă așteaptă afară, Asta la masă, mănânc când am timp, nu-mi plac deloc oamenii care simt tot timpul nevoia să mănânce." Și fără să vrea, aruncă o privire dezaprobatoare spre abdomenul rotunjor al comisarului. Vedeți cum transpirați? Dar asta nu mă privește. Soțul meu și el a vrut să facă numai după capul lui și ei s-a dus de când hăul. De doi ani sunteți la pensie, nu-i așa?" Da, curând se fac doi ani." Asta înseamnă că vă plictisiți, așa că o să acceptați ce vă propun." La cinci e un tren care pleacă din Orleans unde vă pot lăsa la întoarcere." Firește." Ar fi mult mai ușor să vă duc cu mașina până la Orsen. Da, n trece neobservat și am ratat totul. Da, doamnă, dar... Știu foarte bine că o să faceți nazuri, dar am mare nevoie să petreceți câteva zile la Orsen. 50.000 mii dacă reușiți. Iar dacă nu găsiți nimic, să zicem zece mii plus cheltuielile. Își deschise poșeta de unde scoase bagnotele gata pregătite. E acolo un han. Nu aveți cum să greșiți, că numai unul e. Îi spune Lanj. Nu o să vă simțiți prea bine, pentru că biata Jean e pe jumătate țăcănită alta pe care o cunosc de când era copilă. S-ar putea să nu vrea să vă primească, dar aveți ști cum să o luați? Nu mă îndoiesc eu de asta. Dacă o să-i vorbiți de boli, va fi mulțumită. E convinsă că le are pe toate. Doamna Megre a dus o tavă cu cafea, iar bătrâna indiferentă la această atenție o certă. Da ce e asta? Cine ți-a comandat să ne aduci cafea? iau o de aici! Credea că e servitoarea, la fel cum crezusea mai devreme că Megre era grădinarul. Aș putea să vă spun o mulțime de lucruri, dar vă cunosc reputația și știu că sunteți destul de inteligent ca să descoperiți totul singur. Să nu vă lăsați impresionat de ginerile meu. E tot ce vă recomand. I-am robodit pe toți. E amabil ca nimeni altul, ba, chiar te îngrețoșează cu amabilitatea lui. Dar în ziua în care îi vor tăia capul... Poftim, doamnă? Niciun poftim, domnule comisar. Aveam o nepoată, una singură, fiica blestematului de Malic. Pe ginerile meu îl cheamă Malic, trebuie să știi și asta." Charles Malik, nepoata mea, Monita, ar fi împlinit 18 ani în săptămâna viitoare. Vreți să spuneți că a murit? Exact acum șapte zile am înmormântat-o al alter. A fost găsită înnecată la barajul din aval. Și când Bernadetta Morel vă spune că n-a fost un accident, puteți să o credeți. Monita nota ca un pește. Vor încerca să vă facă să credeți că era imprudentă, că se ducea să se scalde singură la șase dimineața și uneori noaptea. Dar asta nu înseamnă că trebuia să se nece. Iar dacă vor insinua că poate a vrut să se sinucidă, puteți să le răspundeți că mint. Se trecuse brusc de la comedia la dramă, dar lucru ciudat, tonul rămânea cel al comediei. Bătrâna nu plângea, ochii ei de un negru uimitor nu lăcrimau. Întreaga ei ființă slabă și nervoasă continua să fie însuflețită de aceeași vitalitate, care avea totuși ceva destul de comic. Mergea direct la țintă și-și urmărea ideea fără să se preocupe de formalitățile obișnuite, se uita la megre fără să pară a se îndoi vreo clipă că era de partea ei, doar pentru că ea îl voia astfel. Plecase pe ascuns cu o mașină neverosimilă condusă de un puștean care abia dacă știa să conducă. Traversase astfel regiunea bos, fără să ia masa de prânz, la ceasul când era căldura mai mare. Acum se uita la un ceas pe care îl purta, după moda veche prins de un lanț la gât. Dacă aveți întrebări, puneți-le repede!" spuse ea, deja gata să se ridice. După câte te înțeleg, nu l aveți la inimă pe ginerile dumneavoastră. Îl urăsc." Fica dumneavoastră îl urăște și ea? E nefericită cu el?" N-am habar și mie indiferent." Nu vă înțelegeți cu fica dumneavoastră?" Prefer să o ignor. Îi lipsește caracterul. N-are pic de sânge în vene." Spuneți că în urmă cu șapte zile, adică în ziua de marți a săptămânii trecute, nepoata dumneavoastră s-a necat în sena. Nici vorbă. Ar fi bine să fiți mai atent la ce vă spun." Monita a fost găsită moartă în sena la barajul din aval. Totuși nu prezenta răni și medicul a eliberat certificatul de înhumare. Ea se mulțumi să-l privească cu un dispre suveran, poate chiar și cu o fărmă de milă. După câte înțeleg, sunteți singura care bănuiesc că această moarte ar putea să nu fie naturală. De data asta bătrâna se ridică. Ascultați, domnule comisar, după reputație sunteți cel mai inteligent polițist din Franța sau cel puțin omul care a obținut cele mai mari succese. Îmbrăcați-vă! Faceți-vă valiza! Peste o jumătate de oră vă las la gara din Obre. Li seară la șapte veți fi la oberj de lanj. E mai bine să nu lăsăm impresia că ne cunoaștem. În fiecare zi pe la prânz, François va veni să bea aperitivul la Han. De obicei nu bea, dar am să-i dau ordin, ca să putem comunica fără să-și dea seama cineva de ceva. Bătrâna a făcut câțiva pași spre grădină, hotărâtă probabil să se plimbe acolo în pofida căldurii, cât timp îl aștepta. Grăbiți-vă! Apoi, întorcându-se spre el. Fiți amabil și pune să-i se servească ceva de băut lui François în mașină. Vin amestecat cu apă. Nu vin curat, pentru că trebuie să mă duc înapoi acasă și nu-i obișnui cu băutura. Doamna Megre, care probabil auzise tot, stătea după ușa din vestibul. Ce faci, Megre?" întrebă ea, văzându-l că se îndrepta spre scară. În casă era răcoare și plutea un miros plăcut de ceară de parchet, de fân cosit, de fructe care se coc și de mâncare gătită la foc mic. Era mirosul din copilăria lui, din casa părinților săi, și Megrea avusese nevoie de 50 de ani ca să-l regăsească. Doar să pleci cu baba asta nebună! Megreș lăsase să în prag și mergea cu picioarele goale pe pardosa rece, apoi pe treptele din stejar ceruite ale scării. Dui ceva de băut șoferului și urcă să mă ajut la valiză. În ochii lui s-a prinsese o luminiță, o luminiță pe care o recunoscu atunci când în baie își spălă fața cu apă rece și se privi în oglindă. Nu te mai înțeleg!" replică soția lui oftând. Mai adinea urna vei pace din cauza câtorva gândași de Colorado. În tren era cald, fuma într-un colț al compartimentului, iar batalazurilor era galbenă. Gările mici, pline de flori, se succedau una după alta. Un bărbat în bătaia soarelui și agita ridicol stegulețul roșu și sufla într-un fluier precum copiii. Megren încărunțise la tâmple. Era puțin mai calm și mai greoi decât altădată, dar nu avea impresia că îmbătrânise de când părăsise poliția judiciară. Mai curând, dintr-un fel de vanitate sau din pudoare, refuzase în mod sistematic de atunci să se ocupe de toate cazurile delicate care îi fusese propuse mai ales de bănci, de companii de asigurări sau de bijutieri. Cei de la poliția judiciară ar fi spus, bietul megre se apucă iar de meserie, s-a săturat deja de grădina lui și de pescuitul cu undița, iar acum se lăsa îmbrobodit de o bătrână i vită în cadrul portiței lui. Parcă o vedea, dreaptă și demnă, în antica limuzină condusă cu o dezinvoltură periculoasă de un François ținută de grădinar, care nu avusese timp să-și lase saboții și să încalțe pantofii. Parcă o auzea spunându-i după ce o văzuse pe doamna Megre, făcându-i cu mâna din prag în momentul plecării. E soția, nu-i așa? Probabil că am ofensat-o luând o drept servitoare. Iar dumneavoastră am crezut că sunteți grădinarul. Și mașina își reluase cursa mai mult decât aventuroasă, după ce îl lăsase în fața gării din obre, unde François, greșind vitezele, fusese cât pe ce să stâlcească în marșarier câteva biciclete. Era perioada vacanței, parizienii se răspândiseră peste tot la țară și în păduri, mașinile vâjâiau pe șosele, bărcile luau cu asalt râurile și pescari cu pălării de pai puteau fi zăriți lângă fiecare salcie. Orsen nu avea gară, ci o haltă, unde doar câteva trenuri catadic sau să oprească. Printre copacii din parcurs zărea acoperișurile câtorva vile mari și, dincolo de ele, Sena, lată și maiestoasă în acel loc. Lui Megrei ar fi fost foarte greu să spună de ce ascultase de ordinele bătrânei Bernadetta Morel, poate din cauza gândacilor de Colorado. Și, deodată, asemenea călătorilor din tren, asemenea oamenilor pe care îi întâlnea coborând în cărarea în pantă și a celor pe care îi vedea peste tot de când plecase din Meung, Megrei se simți și el în vacanță acum era învăluit de alt aer decât cel al grădinii, mergea sprinten într-un decor nou și la capătul drumului în pante descoperi Sena, purtându-și undele alături de o șosealată pe care treceau mașinile. Încă de la gară, tăblițe cu săgeți indicau drumul spre o de lanj, iar Megre, orientându-se după ele, intră într-o grădină cu bolta răpănată și deschise ușa cu geama unei verande unde aerul era sufocant din cauza soarelui care bătea în geamuri. E cineva aici?" strigă el. Zări doar o pisică pe perna, așezată jos și câteva undițe într-un colț. E cineva aici? Coboră o treaptă și ajunse în sală, unde limba de cupru a unei vechi pendule se legă în cu unde clic la fiecare capă de cursă. Nu e nimeni în casa asta, mormăi el. În același moment simți o mișcare foarte aproape de el, tresăriri și zărim pe numbră o ființă care mișca, înfășurată într-o cuvertură. Era o femeie, probabil acea Jean despre care îi vorbise doamna Amorel. Părul negru și gras i-a de o parte și de alta feței, iar la gât avea o compresă mare de culoare albă. E închis, spuse ea cu o voce răgușită. Știu, doamnă, mi s-a spus că nu vă simțiți bine. Vai, oare cuvintele pe care le folosea prea slabe față de gravitatea bolii nu fuseseră percepute ca o injurie? Poate vreți să spuneți că sunt aproape moartă. Nimeni nu vrea să creadă nu mă lasă deloc în pace. Reuși totuși să dea la o parte cuvertura care o acoperea și se ridică. În picioarele cu glezne groase avea papuși de pâslă. Cine v-a trimis la noi? Închipuiți-vă că am fost aici pe vremuri, acum mai bine de 20 de ani și acum fac un fel de pelerinaj. Atunci, înseamnă că l-ați cunoscut pe Marius. Păi cum? Bietul Marius, știați că a murit? Am auzit, nu mi-a venit să cred. De ce? Și el a fost tot timpul bolnav. De trei ani am murit și eu mă târăsc. Aveți de gând să dormiți aici? Femeia zări se valiza lăsată în prag. Da, intenționam să stau aici câteva zile, cu condiția să nu vă deranjez în vreun fel în starea în care sunteți. Veniți de departe? De pe lângă Orleans. Sunteți cu mașina? Nu, am venit cu trenul. Și ei nu mai aveți tren ca să plecați astăzi. Doamne, Dumnezeule! Raimond, Raimond, pum, prin soare că iar a plecat. O să vorbesc cu ea. Dacă vrea, că are un caracter. Raimond e servitoarea, dar profită că sunt bolnavă ca să facă numai cum o taie capul și e s-ar zice că ea comandă. ia comandă. Iată-te, uită! Ăsta ce caută pe aici! Se uită pe geam la un bărbat căruia îi să auzeau pașii pe pietriș. Megre se uită și el și să se încrunte, deoarece nou venitul îi amintea vag de cineva. Bărbatul era ținută de tenis sau de țară, pantaloni albi din flanelă, haine, și, haină și pantofi din aceeași culoare, dar comisarului i-a trase brusc atenția o brasardă de crep purtată pe braț. Intră ca un obișnuit al hanului. Bună ziua, Jean! Ce doriți, domnule Malic? Am venit să te întreb dacă... Se întrerupse, îl privi pe megre drept în față, zâmbi brusc și exclamă. Jul, Mai să fie! Ce face aici? Pardon! Mai întâi de ani și ani de zile nimeni nu-i mai spunea Jul, astfel încât aproape că-și uitase prenumele, chiar și soția lui avea mania să-i spună megre, ceea ce îl făcea totuși să zâmbească. Nu ți-amintești? Nu. Și totuși, acel chipuacheș cu trăsături bine conturate, cu nas proeminent și ochi spălăciți, prea spălăciți, nu era necunoscut. Nici numele de Malic, care trezise ceva confuz în memoria lui, chiar din clipa în care fusese rostit de doamna Amorel. Ern Emest. Cum Emest? Oare Bernadetta Morel nu vorbise de un Charles malic. Liceul din Mulins. Megre învățase la liceul din Mulins timp de trei ani, pe vremea când tatălui era administratorul unui castel din regiune. Totuși, lucru ciudat, chiar dacă memoria îi juca feste, era totuși sigur că fața aceea îngrijită, bărbatul acela plin de siguranță îi aminteau de ceva neplăcut mai curând. În plus, nu-i convenea să fie tutuit. Nu-i plăcuseră niciodată familiaritățile. Perceptorul. Da, mi-am amintit. Nu v fi recunoscut. Ce faci aici? Eu? Păi, celălalt izbucni în râs. Vorbim mai îndată. Eram convins că vestitul comisar Megre nu e altul decât vechiul meu prieten Jules. Îți aduce aminte de profesorul de engleză? Nu e cazul să pregătești o cameră, Jean. Prietenul meu va dormi la vilă. Nu, replică Megre cu un aer posac. Cum? Ce spui? Spun că voi dormi aici. Am aranjat deja cu Jean. Ține apărat? Neapărat. Din cauza bătrânei? Care bătrână? Un zâmbet malițios a apărut pe buzele subțire ale lui Emest Malic, iar acel zâmbet era tot zâmbetul puștanului de altă dată. I se spunea perceptorul pentru că tatălui era perceptor la mulins. Era foarte slab, cu fața ascuțită și ochii de un cenușiu deschis, nu prea atrăgător. Nu te tulbura Jules. Vei înțelege imediat. Auzi, Jean, aș vrea să-mi răspunzi cinstit. Soacra mea e nebună sau nu? Jean, mișcându-și fără zgomot picioarele în papuci, murmură fără entuziasm. Prefer să nu mă amestec în treburile voastre de familie. Acum se uita la Megre cu mai puțină simpatie, poate chiar cu neîncredere. Vreau să știu ce faceți, rămâne sau vă duceți cu el? Rămân. Malik își privea în continuare fostul coleg cu un aer ironic, ca și cum totul făcea parte dintr-o farsă bună a cărei victim ar fi fost Megre. O, să te distrezi pe cinste, te asigur. Nu cunosc nimic mai vesel decât o berj Ai văzut îngerul și te-ai lăsat dus. Și-aminti oare brusc de doliu? Fapt e că vorbi mai departe cu un aer mai grav. Dacă n-ar fi trist, am râde amândoi în hohote, măcar hai până la noi. Insist, e necesar. Îți voi explica. Cât bem un păhărel, ai și înțeles? Megre încă ezita. Stătea nemișcat enorm în comparație cu celălalt care era la fel de înalt, dar foarte zvelt. Vin, răspunse el în cele din urmă, cu regret, parcă. Sper că vei rămâne la cină. Nu spun că la noi în casă e mare veselie în momentul ăsta după moartea nepoatei mele, dar... Când să plece, me greu o zări pe Jean, care dintr-un colț întunecos se uita după ei. Și-a avut impresia că se uita cu ură la silueta elegantă a lui Emest Malik. Capitolul 2 Al doilea fiu al perceptorului În timp ce mergeau pe malul fluviului, părea că unul dintre cei doi bărbați îl ținea pe celălalt în lesă, iar acesta din urmă, posac și greoi ca un câine mare cu blană groasă, se lăsa târât. Adevărul e că Megre era stânjenit. Nici la școală nu avusese vreo simpatie pentru perceptor. În plus, avea o roare de acei indivizi care se ivesc din trecutul tău și te bat amical pe umăr, permițându-și să te tutuiască. În sfârșit, Emest Malik reprezenta un tip uman care îi provocase întotdeauna repulsie. Mergea cu dezinvoltură, simțindu-se foarte bine în costumul alb din flanelă admirabil croit, îngrijit, cu părul pomădat, cu pielea uscată în pufida căldurii. Făcea deja pe marele senior care și arăta domeniile unui insing signifiant. În ochii lui stăruia, întotdeauna stăruise o licărire de ironie, chiar și atunci când era copil, o lucire ascunsă care însemna Te-am dus și o să te mai duc, sunt mult mai inteligent decât tine." Sena, care făcea un cot cum se întindea până departe, în stânga lor, mărginită de tresti. În dreapta ziduri joase, unele foarte vechi, altele aproape noi, despărțau drumul de vile. Nu erau multe. Patru sau cinci, după cum putu să-și dea seama comisarul, erau luxoase înconjurate de parcuri mari, bine întreținute, cărora le întrezăre aleile când treceai prin fața porților mari de fier. Vila soacrei mele pe care ai avut plăcerea să o întâlnești astăzi. Îi spuse Mali când ajunseră în dreptul unui portal mare, ai căruri stâlpi aveau deasupra lei din piatră. Bătrânul Amorel a cumpărat -o acum vreo 40 de ani de la un baron al finanțelor din cel de-al doilea imperiu. În umbra copacilor puteai zări o construcție mare, nu deosebit de frumoasă, dar care dădea o impresie de soliditate și bogăție. Mijeturi rotitoare stropeau pe luzele, în timp ce un grădinar bătrân, care părea ivi din catalogul unui negustor de semințe, grebla aleile. – Ce părere ai despre Bernadeta Morel? – întrebă Malic, întorcând capul spre fostul lui coleg și privindu-l în ochi cu maliciozitate. Megre sudoarea, iar celălalt părea să spună – biet, bătrân! Nu te-ai schimbat deloc. Ai rămas același fiu un al unui intendent de castel, țăran în toată regula. n ai și poate bun simț. Apoi cu glas tare. Să mergem, locuiesc puțin mai departe după cotitură. Ți-l mai amintești pe fratele meu? E adevărat că nu l-ai cunoscut la liceu pentru că era cu trei ani mai mic decât noi. Fratele meu, Charles, s-a căsătorit cu una dintre fetele Amorel aproape în același timp în care eu mă căsătoream cu cealaltă. El locuiește în vila asta, vara cu soția și cu soacra noastră. Fiica lui a murit săptămâna trecută. După alți 100 de metri, descoperiră în stânga un ponton alb, luxos ca pontoanele marilor cluburi nautice pe malul Senei. Aici începe domeniul meu. Am câteva mici embarcațiuni pentru că trebuie să te distrezi puțin în ținutul ăsta uitat de lume. Te pasionează sportul cu vele? Câtă ironie în glas! Îl întreba pe masivul Megre, dacă practica acest sport cu una dintre cele bărși fragile care se vedeau între geamanduri. Pe aici, o poartă mare din fier cu săgețe aurite, o alee al cărei nisip deschis la culoare strălucea, parcul era în pantă lină și curând apăru o construcție modernă, mult mai mare decât casa familiei Amorel. Terenuri de tenis în stânga, de un roșu închis în bătaia soarelui, o piscină în dreapta. Iar Malic, din ce în ce mai dezinvolt, ca o femeie frumoasă care se joacă neglijent cu o bijuterie valorând milioane, părea că spună Uită-te bine, în necioplice ești, aici te afla la Malic. Ei da, la amicul Malic, căruia îi spunea cu dispreț perceptorul, pentru că tatălui își petrecea zilele în spatele unui grillaj într-un birou întunecos. Niște câini danezi mari veniră să-i lingă mâinile și Malic accepta acest omagiu umil ca și cum n-ar fi băgat de seamă. Dacă vrei, bem -o, aperitivul pe terasă, așteptând să fim chemați la masă. Probabil că fiii mei se plimbă cu barca pe Sena. În spatele vilei, un șofer în cămașă spăla cu furtunul o mașină americană de putere, cu accesorii nichelate ce luceau orbitor. Urcară treptele, se așezară sub o de soare roșie, în fotoli de răchită largi ca acelea din cluburi. Un majordom în haină albă se apropie de ei și mai grea a avut și mai acut impresia că se afla într-un hotel de lux, dintr-un oraș balnear, și nu într-o casă particulară. Roze, Martini, Manhattan, ce prefer Jules? Dacă e să dau crezare legendei tale pe care o cunosc ca toată lumea din ziare, preferi un pahar mare cu bere la teșghea. Din păcate încă n-am instalat aici o teșghea, poate că o voi face. Ar fi foarte hazliu. Două Martini, Jean, îți poți fuma pipa nestingherit. Ce vorbeam? A, ah, da. Fratele meu și cum mea sunt, bineînțeles, destul de tulburați de povestea asta. Era singurul lor copil, înțelegi? Cum mea nu a stat niciodată foarte bine cu sănătatea? Oare grea asculta? Dacă da, nu era conștient de asta și totuși cuvintele rostitei se întipăreau automat în memorie. Așezat în fotoliu, cu ochii pe jumătate închiși, cu pipa călduță încă între buzele care îi dădea un aer bosunflat, privea absent peisajul frumos din jur. Soarele începea să scapete și să se coloreze în roșu. De pe terasa unde se aflau puteai zări întreaga buclă pe care o forma Sena, mărginită în față de coline împădurite pe care se evidenția albul intens al unei cariere. Câteva îmbarcațiuni cu pânze albe pluteau pe apa întunecată și mătăsoasa fluviului, câteva canoe lucitoare lunecau lent, o barcă cu motor huruia și, după ce dispăru în depărtare, aerul mai vibră un timp în ritmul motorului. Major domul le așezase în față pahare de cristal ușor aburite. În dimineața asta i-am invitat pe amândoi să petreacă ziua la noi. E inutil să i invi și pe soacră mea, e o femeie care are o roare de familie și care îi se întâmplă să nu iasă cu săptămânile din camera ei." Zâmbetul lui spunea. Dar tu nu poți înțelege biet, grăsan. Tu ești obișnuit cu oamenii mărunți care duc o viață banală și nu-și pot permite nici cea mai mică originalitate." Și era adevărat că megre se simțea stânjenit în acel mediu. Decorul însuși, prea armonios, cu linii prea calme, îl deranja. Începuse, dar nu din invidie, deoarece nu era chiar atât de meschin să urască terenul de tenis atât de curat și pe șoferul prea bine hrănit pe care îl întrezărise lustruind în mașina. De lux! Pontonul cu trambolinele și micile lui bărci amarate în jur, piscina, copacii frumos tunși, aleile acoperite cu nisip neted și parcă fără pată, Făceau parte dintr-un univers în care intra doar cu regret și unde se simțea cumplit de greoi. Ei, îți spun toate astea ca să-ți explic venirea mea din aur la Buna Jean. Când spun Bunajan, e doar un fel de a vorbi, pentru că e cel mai perfid animal de pe pământ. Pe vremea când trăia bărbatul ei, Mariu, să-l înșel acum verșunare, dar de când a murit se tânguie după el, câte e ziua de lungă. Așadar, fratele și cumnata mea erau aici. Când se nașezăm la masă, cum nata mea observa că și-a uitat pastilele, are mania să ia tot felul de pilule. Pentru nervi, spune ea, mă ofer să îi le aduc eu. În loc să o iau pe drum, am traversat grădinile, pentru că proprietățile noastre sunt vecine. Am uitat întâmplător pe jos. Când treceam prin fața vechiului grajd, am remarcat urme de roți. Am deschis ușa și am văzut cu mire că vechea limuzina răposatului meu, socru, nu mai era la locul ei. Și uite așa am ajuns la tine, măi bătrâne. L-am luat la întrebări pe grădinar, care a mărturisit că ajutorul lui plecase de o oră cu mașina, luându-o cu el pe Bernadette. Când s-au întors, la am chemat pe tânăr și l-am descusut. Am aflat că fusese la meu surloar și că luaseră un bărbat uh, gras pe care l-au lăsat cu o valiză la gara din Obre. cer scuze, bătrâne, dar el a spus un bărbat gras. Imediat m-am gândit că fermecătoarea mea soacră se dusese să-și spună oful vreunui detectiv particular pentru că are mania persecuției și e convinsă că moartea ne nepoatei sale Ascunde Dumnezeu știne ce mister! Recunosc că nu m-am gândit la tine. Știam că în poliție exista un megre, dar nu eram sigur că era una și aceeași persoană cu Jul din liceu. Ce spui de asta? Nimic, răspunse megre. Nu spunea nimic. Se gândea la casa lui atât de diferită, la grădina lui, la vinete, la măzărea care cădea în ligheanul mai lat și se întreba de ce urmase fără să crâcnească pe bătrâna autoritară, care pur și simplu îl răpise. Se gânda la trenul duduin de căldură, la fostul lui birou de la Poliția Judiciară, la toate canaliile pe care le interogase, la toate bărulețele, hotelurile murdare și locurile ciudate, în care îl duseseră anchetele sale. Se gânda la toate astea, și era cu atât mai furios, mai vexat că se afla acolo într-un mediu ostil sub privirea sardonica perceptorului. Puțin mai târziu, dacă vrei, îți voi arăta casa. Am făcut eu însumi planurile împreună cu arhitectul. Evident, nu locuim aici tot anul, numai vara. Am un apartament la Paris, pe bulevardul Oce. Am cumpărat și o vilă la 3 km de Dovil și am mers acolo în iulie. În august e prea multă lume la mare. Acum, dacă îți dă inima ghes, te invit cu mare plăcere să petrești câteva zile cu noi. Joști tenis, călărești? nu le întreba și dacă juca golf sau dacă făcea schi să știi că dacă acorzi oricât de puțină importanță celor spuse de soacră mea, nu te împiedică niciun fel să-ți faci mica închetă. Sunt la dispoziția ta, iar dacă ai nevoie de o mașină și de un șofer, a, uită pe soția mea. Își făcuse apariția pe peronie ieșind din casă îmbrăcată și ea tot în alb. Ți-l prezint pe megre un vechi prieten din liceu, soția mea. Ea a un braț alb, cu mâna albă și moale și totul era alb la ea. Fața, poate chiar și părul de un blond prea deschis. Vă rog, luați loc, domnule. Oare de ce te dea senzația de indispoziție? Poate pentru că o simțeai oarecum absentă? Vocea era neutră, atât de impersonală, încât te puteai întreba dacă ea vorbise. Se așeză într-un fotoliu mare și te făcea să bănuiești că ar fi putut foarte bine să fie în altă parte. Totuși îi adresă un mic semn soțului ei. Acesta nu înțelese. Ea îi arătă cu privire etajul vilei și preciză. George Henry. Malik se încruntă, se ridică din fotoliu și spuse lui Megre. Scuză-mă o clipă. Femeia și comisarul rămaseră coloane mișcați, tăcuți, apoi, deodată, la etaj se auzi ca un început de zarvă. O ușă deschisă brusc, pași repezi, o fereastră închisă în grabă, voci înnăbușite, ecourile unei certe, probabil, sau în orice caz, al unei discuții destul de aprige. Dar doamna Malic nu găsi de spus decât, ați mai fost niciodată la Orsen? Nu, doamnă. E destul de drăguț dacă îți place la țară, mai ales odihnitor, nu? iar cuvântul odihnitor căpăta în rostirea ei o valoare cu totul aparte. Era atât de moale, de ostenită, poate, sau înzestrată cu atât de puțină vioiciune, corpul ei se abandona cu atâta inerție în fotoliul de răchită, încât era o odihna personificată, repausul perpetu. Totuși trăgea cu urechea la zgomotele de la etaj care se domoleau și când nu se mai auzi nimic, mai spuse. Se pare că luați cina cu noi, așa e?" Oricât era de bine crescută, nu reușea să exprime o bucurie pur și simplu amabilă. Doar constata, constata cu regret. Malic reveni și în momentul în care Megre îl privi, surprinse iar acel zâmbet antipatic. Îmi cer scuze, mereu trebuie să te ocupi de servitori. Așteptau cu oarecare jenă clopoțelul care chema la masă. Malic nu mai era chiar atât de degajat în prezența soției sale. Jean-Claude n-a sosit? Cred că îl zăresc pe ponton. Un tânăr în short, tocmai coboruse dintr-un velier ușor pe care îl lega la mal și cu puloverul pe braț se îndrepta lent spre casă. Clopoțelul sună și trecură cu toții în sufragerie, unde, după un moment, spălat, pieptănat și în costum gri din flanelă, își făcu apariția și Jean-Claude, fiul cel mare al lui Emest Malic. Dacă aș fi știut mai din timp că vei veni, i-aș fi invitat și pe fratele și cumnata mea, ca să cunoști întreaga familie. Mâine, dacă vrei, voi invita, ca și pe vecinii noștri, care nu sunt prea mulți. La noi se strâng toți, avem aproape tot timpul invitați. Unii intră, alții ies ca la ei acasă. Sufrageria era mare și frumos ornată. Masă era din marmură cu vinișoare roz și tacămurile așezate pe șervețele brodate. În fond, dacă e să cred ce au scris ziarele despre tine, ai avut succes în poliție. Ciudată meserie. Deseori m-am întrebat de ce se face cineva polițist, când și cum simte vocația, pentru că, mă rog, soția lui era mai absentă ca niciodată, Megrel observa pe Jean-Claude, care când nu se credea privit, se uita și el cu atenție la comisar. Tânărul era rece, precum marmura mesei. La 19 sau 20 de ani avea deja siguranța tatălui său. Iar acesta nu era omul care să se lase tulburat cu ușurință și totuși persista un fel de stânjeneală. Nu vorbeau despre Monita, care murise cu o săptămână în urmă. Poate preferau să nu vorbească despre asta în prezența celui care îi servea. Să știi, Megre!" spuse Malic, că toți ați fost teorbi în liceu și nu bănuiați ce spuneți când îmi ziceați perceptorul. Dacă ți-amintești câțiva, nu eram bogați, ar fi de boierna și de marburghez ne țineau la distanță. Unii suferau din cauza asta, altora ca tine le era indiferent. Mie mi se spunea perceptorul cu dispreț și totuși asta mi-a dat forță. Dacă ai ști ce trece prin mâinile unui perceptor, am cunoscut de desubturile murdare ale unor familii foarte solide în aparență. Am cunoscut potlogăriile celor care se îmbogățeau. I-am văzut pe cei care se ridicau și pe cei care coborau, ba chiar și pe cei care se prăbușau. Și atunci am început să studiez mecanismul. Mecanica socială, dacă vrei. De ce urși și de ce te duci în jos? Vorbea cu un orgoliu disprețuitor în sufrageria luxoasă, dincolo de ale cărei ferestre de corul însuși era ca un fel de confirmare a reușitei sale. Eu am urcat! Bucatele erau probabil alese, dar comisarului nu-i plăceau deloc acele preparate complicate cu sosuri invariabil presărate cu felii de trufe sau coz de raci. Majordomul s-a plecat tot timpul să-i umple unul dintre paharele înșirate în fața lui. Cerul devenea verde într-o parte, un verde rece și parcă etern și roșu, în cealaltă cu dâre violacee și câțiva nori de un albingenu. Bărcile încă mai zăboveau pe sena și uneori câte un pește sărind din apă stârnea un șir de cercuri lente pe suprafața acesteia. Probabil că Malik avea auzul fin, la fel de fin ca Megre, care auzi și el. Și totuși era ceva abia perceptibil, doar liniștea serii făcând ca și cel mai mic zgomot să capete destul amploare. Un râcâit mai întâi, parcă la o fereastră de la etaj, acolo unde, puțin mai devreme, înainte de cină, se auzise zvon de voci. Apoi un zgomot înăbușit în parc. Malic și fiul lui se uitară unul la celălalt. Doamna Malic nici nu clipi, continuând să ducă furculița la gură. Malic puse fulgerător furculița pe masă și în clipa următoare se repezi afară, suplu și fără zgomot pe tălpile lui de crep. La fel ca stăpâna casei, nici servitorul nu se arătă mirat de acest incident. Jean-Claude, în schimb, roșii ușor. Ezită, deschise gura și băigui câteva cuvinte. Tată, e destul de sprinten pentru vârsta lui, nu-i așa?" Vorbele fusese însoțite de un zâmbet identic cu cel al părintelui său. Altfel spus, Evident, se întâmplă ceva, de asta nu te privește încă mai departe și vezi de treaba ta. Mă bate mereu la tenis, deși joc destul de bine. E un om uimitor. Și nu se știe de ce, Megre repetă, privind în farfurie. Uimitor. Cineva era închis sus într-o cameră și asta era clar, iar acel cineva probabil că nu era deloc mulțumit să fie astfel claustrat, de vreme ce înainte de cină Mali fusese obligat să urce la el ca să-l muștruluiască. Și acel cineva încerca să profite de masa de seară, când întreaga familie se strângea în sufragerie ca să fugă. Sărise pe pământul moale, plantat cu hortesii, hortensii din jurul casei. Malic și comisarul auziseră în același timp zgomotul căderii în straturile de flori, iar gazda lui se repezise afară. Probabil că era ceva grav îndeajuns de grav ca să-l facă să adopte o atitudine cel puțin ciudată. Fratele joacă și el tenis. Întrebă megre, ridicând în capul și privindu-l pe tânăr drept în față. De ce întrebați? Nu. Fratelui meu nu-i place sportul. Ce vârstă are? E, 16 ani, a picat la examenul de bacalaureat și tata e furios. De asta l-a închis în camera lui. Probabil relațiile nu sunt întotdeauna foarte bune între George, Henry și tatăl meu. În schimb, probabil că tu te înțelegi foarte bine cu tatăl tău, nu? Destul de bine. Megre se uită din întâmplare la mâna stăpânei casei și văzu cu uimire că era atât de crispată pe cuțit încât articulațiile se învinețiseră. Așteptau toți trei, în timp ce majordomul schimba iar farfuriile. Aerul era mai calm ca niciodată, încât auzeai și cel mai mic foșnet al frunzelor în copaci. După ce aterizase în grădină, George Henry o luase la fugă. În ce direcție? Nu spre Sena, pentru că l-ar fi văzut. În spate, în fundul parcului, trecea linia ferată. În dreapta se întindea parcul casei Amorel. Probabil că tatăl alerga după fiul lui iar mai greu nu se putu abține să zâmbească, gândindu-se la furia care cu siguranță îl cuprinsese pe Malic, constrâns la această urmărire lipsită de glorie. Avură timp să mănânce brânza și desertul. Era momentul când ar fi trebuit să se ridice și să meargă în salon sau pe terasă, unde era încă lumină. Uitându-se la ceas, comisarul constată că trecuseră 12 minute de când stăpânul casei și se înfugă din sufragerie. Doamna Malic nu se ridica. Fiul încerca să-i reamintească discret ce ar fi trebuit să facă, dar în acel moment în hol se auzi răpași. Era perceptorul care își apariția cu același zâmbet pe buze, un zâmbet puțin crispat de data asta și Megre remarcă imediat că își schimbase pantalonii. Tot cu unii din flanelă, dar după dungă, se vedea că tocmai fusese răluat din șifonier. Oare în timp ce fugea se agățase în mărăcin sau intrase în vreun pârâiaș? Nu avusese timp să ajungă departe. Totuși, reapariția lui constituia un record, deoarece nu gâfâia, părul grifer era netezit cu grijă, și nimic în ținuta lui nu era deranjat. A, am un ștrengar de..." Fiul era demn de tatălui, deoarece îl întrerupse cum nu se poate mai natural. Pun prin soare că iar e vorba de George Henry." Tocmai îi spuneam domnului comisar că n-a știut la bac și că l-a închis în cameră ca să-l obliși să învețe. Malic nici nu clipi, nu arătă nicio mulțumire, nicio admirație pentru această intervenție abilă. Și totuși, fusese o acțiune frumoasă. Își trimiseseră unul altuia mingea cu aceeași precizie ca la tenis. Mulțumesc, Jean, îi spuse Malik major domului, care voia să-l servească. Dacă doamna nu are nimic împotrivă, vom ieși pe terasă. Apoi către soția lui. Te simți prea obosită? În acest caz, prietenul meu, Megre, nu se va supăra dacă te vei retrage. Nu-i așa, Jul? Ultimele zile au fost foarte grele pentru ea, ținat tare mult la nepoata ei. Ce scârță ea! Cuvinte obișnuite, intonație banală, și totuși Megre avea impresia că descoperea, sau mai curând, că intuia în spatele fiecarei fraze lucruri tulburi sau amenințătoare. Foarte drept acum, în rochea sa albă, doamna Malik se uita la ei, iar Megre, fără să știe exact de ce, nu s-ar fi mirat să o vadă prăbușindu-se pedalele de marmură, albe și negre. Dacă îmi dați voie, băi ea. Întinse iar mâna pe care el o atinse ușor și o găsi rece. Cei trei bărbați și apoi pe terasă. Țigările de foi și coniacul, Jean, îi comandă Malik majordomului. Apoi se adresă brusc lui Megre. Ești căsătorit? Da. Ai copii? N-am norocul ăsta. O răsfrângere a buzelor care nu-i scăpă lui Jean-Claude, dar nu-l șoca. Stai jos, ia o țigară de foi. Fusese aduse mai multe cutii cu diverse țigări de foi, precum și mai multe sticle de alcool, fiecare având altă formă. Mezinul seamănă cu bunică să nu-i deloc un malic. Una dintre dificultățile conversației și una dintre preocupările lui Megre era că nu se putea hotărâ să-și tutuiască fostul coleg. L-ați prins? Întrebă el ezitând, iar celălalt înțelese greșit. Era inevitabil. O lucire de satisfacție părun în privirea lui. Credea evident că fostul comisar era impresionat de fastul lui și nu îndrăznea să-și permită un ton mai familiar. Poți să-mi spui tu, zise el cu condescendență, făcând să troznească o țigară de foi între degetele lui și îngri... lungi și îngrijite. Odată ce ne-am tocit, amândoi turul tururi pantalonilor pe aceleași bănci de liceu. No, nu, nu, l-am prins și nici n-aveam intenția. Mințea. Era de ajuns să-l fi văzut cum se repezi afară din încăpere. Voiam doar să văd unde se duce. E foarte sensibil și impresionabil ca o fată. Mai devreme când am lipsit un moment, am urcat să-l muștruluiesc. Am fost destul de dur cu el și mi-e teamă. Citise oare în ochii lui Megre acesta, prin analogie, se gândea la Monita, care se necase și care era și ea sensibilă? Probabil că da, deoarece se grăbi să adauge. oh, nu e ce crezi. ține ne prea mult la el însuși. Dar se întâmplă să facă escapade. Odată a lipsit 8 zile și am dat de el întâmplător pe un șantier unde s-a angajase. Fiul cel mare asculta cu indiferență. Se vedea bine că era de partea tatălui său și disprețuia profund fratele care se mâna cu bunica lui. Cum știam că nu are bani de buzunar, m-am dus după el, dar acum m-am liniștit. A fugit direct la bătrâna Bernadet, iar la ora asta probabil că plângem poala ei. Începea să se lase întunericul, iar Megre avea impresia că interlocutorul său era mai puțin atent la expresiile propriei fizionomii. Trăsăturile îi devenau mai dure, privirea și mai pătrunzătoare, fără cea ironie care îi tempera cât de cât ferocitatea. Ține apărat să dormi la Han? Aș putea trimite un servitor să-ți aducă bagajul." Această insistență nu-i plăcu fostului comisar care o interpretă ca pe o amenințare. Poate că se înșela, poate că se lăsa mâna de o proastă dispoziție. Voi dormi la Han, răspunse el. Accepti invitația mea pentru mâine. Vei întâlni câțiva tipi interesanți. Nu o suntem mulți, doar șase vile dacă punem la socoteală și vechiul castel află pe malul celălalt al apei. Dar e de ajuns ca să furnizeze câteva fenomene. În acel moment se auzi o împușcătură dinspre fluviu. Megre nu a avut timp să tresară, că celălalt se și grăbi să i explice. Taica gruvânează gugușciuci, un tip original pe care îl vei cunoaște mâine. Toată colina pe care o zărești pe celălalt mal, e a lui. Da, cred că e prea întuneric ca să mai distingi ceva. Știi că sunt interesat să cumpăr și de 20 de ani se încăpățânează să nu vândă, deși n-ar umba în buzunar. Coboruse puțin tonul ca cineva căruia îi vine brusc o idee în timp ce vorbește. Nimerești drumul, nu? Jean-Claude o să te conducă până la poartă. Pe urmă un cui. Jean-Claude, o ei pe drumul de halaj și după 200 de metri pe drumeagul care te duce direct la Han. dacă că-ți plac baliverna, le vei fi foarte mulțumit. Bătrâna Jean suferă de insomnie și probabil că pândește venirea ta ca să-ți împuie capul, mai ales dacă o compătimești pentru necazurile și nenumăratele ei boli. Își goli paharul și rămase în picioare, dând de înțeles că vizita luase sfârșit. Pe mâine, pe la prânz, contez pe tine! Întinse o mână uscată și viguroasă. E nu știu că ne-am întâlnit după atâția ani. Noapte bună, bătrâne! Un salutoare cu un protector, distant, apoi, pe când Megre, în de fiul cel mare al gazdei sale, cobora treptele peronului, Malik se grăbi să intre în casă. Nu era lună și noaptea începea să fie destul de întunecată. Megre, care mergea pe drumul de halaj, auzi zgomotul lent și monoton al unor vâsle. O voce spuse destul de încet. Stop! Scomotul încetă și locul altul, cel al unei e, unui erete, lansat de la bord. Probabil braconieri. Își văzu de drum, fumându-și pipa cu mâinile în buzunare, nemulțumit de sine și de ceilalți și întrebându-se în fond ce căuta el acolo în loc să fie la el acasă. Tocmai lăsa în urmă zidul care îngrădea parcul familiei Amorel, în momentul în care trecuse prin fața porții de fier, zărise lumina la o fereastră. Acum, în stânga, era un desiș întunecat, unde puțin mai departe avea să găsească poteca ce ducea la hanul bătrânei Jean. Deodată se auzi un pocnet scurt, urmat imediat de un zgomot ușor pe pământ la câțiva metri în fața lui. Rămase locului, emoționat, deși semăna cu detunătura de mai devreme, când Malic îi pomenise despre un bătrân original care își petrecea serile vânând porumbei. Niciun zgomot. Totuși, nu departe de el, se afla cineva, probabil pe zidul familiei Amorel, cineva care trăsese cu o carabină și nu trăsese în aer, spre vreun porumbel așezat pe o cracă, ci în jos, spre megre care trăcea. Se strâmbă de supărare, dar și de mulțumire în același timp. Strânse pumnii furios și totuși asta îi producea o ușurare. Prefera așa ceva. Secătură! Bombăni el cu glas căzut. Nu avea niciun rost să-și caute agresorul să se repează așa cum făcuse Malic mai devreme. N-ar fi găsit nimic în întuneric și ar fi putut să cadă prostește în vreo groapă. Așa că, ținându-și mâinile în buzunare și pipa între dinți, cu umerii lui largi și mersul voit lent, Negreș continuă drumul și-și arătă disprețul păstrându-și netul burat cadența pasului. După câteva minute, ajunse la Han, fără să mai fi fost luat drept țintă.